Dăm drumul? Gata. Bună, dragii mei, sunt a voastră Didem. Și astăzi facem un nou vlog, cum nu am mai făcut de mult, pentru că în ultima perioadă am tot făcut vloguri în care nu prea am vorbit și mă gândeam că vă este dor de mine. Astăzi vorbim despre un subiect important. Mi-am pus silicoane. Se vede? A? Da, mulțumesc anticipat și mie îmi plac, știu că și vouă, dar nu, ăsta este subiectul. A fost o glumă, haha, joc. Fără să vă rețin prea mult și să fac vlogul ăsta prea mult, pentru că nu vreau să fie vlogul ăsta o plictiseală, dar abureală și mai departe, astăzi vorbim despre faptul că sunt însărcinată. Și pentru că toată lumea mă tot întreabă în fiecare zi și de 100 de ori pe zi ce este fetiță, băiețel, fetiță, băiețel, am decis să fac un vlog și să povestim despre asta. Și mi-aș dori ca să vă uitați toți, sau mă rog, toate cele care mă întrebați, cei care mă întrebați pe acest vlog, ca să nu mai primesc un milion de mesaje. Spune-mi că e fetiță, spune-mi că e băiețel. Astăzi, în sfârșit, vom afla ce este bebele. Și pentru că vlogul ăsta a fost așa pe nepregătite, nepregătite din toate punctele de vedere, după cum se vede, no make-up, no țoale, no hair, nu nimic, a fost așa pătrezite, dă-te cu puțin fond de ten și gata, m-am hotărât să-l fac pe modul rapid. De ce? Ca să scap, să nu mai stau în fiecare zi sau să nu răspund... Mamă, deci am o goangă imensă. Cum spuneam, ca să nu mai stau să răspund la toată lumea și primesc tot felul de întrebări la care nu știu dacă am timp sau... pauză. S-o tăiați pe asta când n-am mai știut ce vreau să zic. Deci am uitat. Uite aici, aveam cuvintele și le-am uitat. Așa vă mai primesc în fiecare zi întrebări și ca să dau un răspuns pentru toată lumea. Gata. Și ca să răspund tuturor, ca să nu mai fie, nu știu, un semn de întrebare pentru multă lume sau, mă rog, cei care mă apreciați, cei care nu mă apreciați. Dă și mie ceva să îmi suflu nasul. Am muci. Mă rog, gata? Îmi stă părul ăsta sau am ceva? Nu mai am nimic, da? Gata, hai. Dă-i bătaie că nu mai știu unde am rămas, dar egal. Sau multe dintre voi nu știți, sau mă rog, ați aflat, sau ați văzut, sau așa mai departe. Sunt gravidă de vreo 6 luni de zile, aproape. Și este totul ok și, nu știu, nu vreau să dezbat subiectul ăsta foarte, foarte mult pentru că am și anunțat foarte târziu că am rămas gravidă. Bine, nici nu am vrut să spun, am vrut să fac. Planurile mele erau altele, dar plus minus s-au schimbat. Și atunci n-am avut de ales decât să spun asta neintenționat. Neintenționat. De ce? Pentru că eu vreau să fac un super videoclip deja când aveam burtica mare, dar de Crăciun aveam niște tricouri superbe care mi le-am comandat, mămică, tătic și așa mai departe și era păcat să nu facem o poză lângă brad și atunci am pus pe Facebook și s-a stricat surpriza și n-am mai putut Didem să mai facă videoclipul. Dar egal, totul este bine, totul este ok, așa. Și pentru că n-am înțeles niciodată de ce toată lumea te întreabă e băiat, e fetiță, e băiat, e fetiță sau, mă rog, dacă are vreo importanță, pentru că pentru mine una, egal că este băiat, fetiță sau chiar ambii, nu știu, nu văd o problemă. Poate mulți dintre voi sau multe dintre voi au anumite dorințe când vine vorba de un copil sau poate soții au alte dorințe și voi alte dorințe sau voi alte dorințe și bărbații voștri, băieții voștri, eu știu, vor altceva.
Noi am plecat pe ideea ce o vrea Dumnezeu, să fie sănătos, sănătoasă și atunci nu ne-am axat foarte tare și nu ne-am stresat foarte tare pe tema asta. Am aflat ce este la 3 luni și un pic, cred, deci bănuiam ce este, dar am preferat să evităm puțin subiectul pentru că nu că ne era teamă că nu este 100%, bine, nu știi niciodată că poți crede că este fetiță pe tot parcursul sarcinii sau băiețel și să fie invers la naștere, dar să sperăm că nu avem surprize sau și dacă avem, sunt binevenite. Am tot primit tot felul de întrebări, gen poți să dormi, poți să mănânci, ai stări de vomă, ai stări de rău, nu știu, tot felul de chestii. Să știți că a fost tot ok până la momentul de față. Bebelușul este ok, am gătit non-stop, am făcut curățenie, am făcut treaba, adică n-am avut niciun fel de problemă. Nu am vomat niciodată, nu am avut stări de leșini, de amețeli, absolut deloc. În schimb, marea mea problemă au fost poftele. Poftele, adică mâncare, multă mâncare, cea mai multă mâncare posibilă la mine să vină. Adică, bine, și înainte să rămân gravidă, eu eram cu mâncarea și eram pofticioasă și sunt și cred că o să fiu toată viața. Indiferent unde eram, indiferent ce vedeam, trebuia să mănânc. Deci asta n-a fost ceva nou pentru mine, mai ales de când am rămas gravidă, gen, mamă, am pățit sau mi s-a schimbat ceva în viața mea ce eu sau să fac ceva ce eu n-am făcut înainte. Adică stilul de mâncare era același și la ce pofteam și înainte. Nu știu dacă am mâncat chestii foarte multe pe care nu le mâncam înainte. Toată lumea face în ultima perioadă, stați așa să mă pregătesc, cum toată lumea face în ultima perioadă, cu surprize, cu petreceri, cu tot felul de baloane, de culori, de așa mai departe, am renunțat la ideea asta pentru că, nu știu, nu știu să vă zic de ce. Ideea este că atunci când am aflat că sunt gravidă, am făcut o petrecere în cinstea bebelușului, ca să zic așa. A fost o surpriză pentru soțul meu, pentru că el nu știa bine și pentru toată lumea, de fapt. Nu știam decât eu și sora mea. Am vrut să știu 100 în mie, adică băi, să mă duc la un doctor, să fiu sigură, să nu fac speranțe degeaba, pentru că ne doream foarte mult și atunci am zis, Doamne, să nu fac cumva să zic și să nu fie. Deci au fost niște mici eschivări, așa ca să zic, ne-am ferit vreo câteva zile până am ajuns la doctor, până am aflat, apoi am anunțat și mai departe. Există și un mic filmuleț care o să-l pun aici, nu mai știu cum este filmat. Cred că l-am pus și pe pagina mea de TikTok, dar în fine o să-l repostez și aici ca să vedeți despre ce este vorba, în care am făcut gen un grătar acasă și ne-am chemat toți prietenii apropiați și trebuia să găsesc un motiv și ca soțul meu să nu își dea seama despre ce este vorba și să găsesc și un motiv ca să nu-și dea mama seama și să-i spun mama că mi-a venit treaba și deci a fost o nebunie totală. Nu știu. Ce să cu mamița? Un cadou. Un Cred că ăla cadou. e un tu. Nu e ziua nimănui, da? Ce e ziua? Ușor, ușor. Ia, ce e? Ia, Ce dă-te așa să-i vadă toată lumea. Ce trebuie cu o fustă sau ce? Ți-au luat fustă, sau? Ia, te mă. Na, ce? Nu cred. Și asta ce e? Test? Da. Să spun lucrurile ecografia. Pupă mă pe moșa. Deși tu știai. Și eu și un șoc pentru toată lumea, adică un șoc să nu
să nu facem iarăși cum facem noi oamenii ăștia, aoleu, un dramatism, că și așa e la modă treaba asta și nu suport, adică cred că o să mă las de TikTok, nu știu de ce, dar în fine. E o nebunie de asta totală cu hate-ul ăsta în ultima perioadă și orice cuvânt pe care îl zici se înțelege total diferit și se vede numai partea negativă. Adică a fost un șoc spre bine, ca să ne... spre bine, da? Pe partea de bine. Bun. Am anunțat toate bine și frumoase, soțul meu a fost super încântat, nu știu, câte o perioadă bună nu realiza, pentru că până la 4 luni și ceva nici nu am avut burtică, adică acum am aproape 6 luni și deja începe să crească, dar până la 4 luni și ceva aveam foarte, foarte puțină burtică și sarcina fiind mică, automat nu se vedea și era mai greu de realizat așa... Și pentru mine și pentru toată lumea, pentru că și acum am momente când zic, băi, chiar o să dau naștere unui bebeluș, adică e ceva super wow pentru mine, pentru noi, pentru toți. La ideea, uite bă, dacă mi-ar sta și mie cămașa asta, așa, nimic. Cum spuneam, să plecăm de la ideea precedentă, nu am mai făcut baloane, petreceri și așa mai departe, nu dă focul pandemiei, pentru că oricum, eu cu treaba asta sunt mai sceptică, adică mai dacă nu mă uit la televizor, ca să înțelegeți, nu mă uit la știri, nu m-am uitat, cred că, de două ori în viața mea, poate când eram copilă, adică am eu niște fixuri de ale mele și prefer să mi le mențin așa și e mai bine. Nu mai facem chestia asta, de ce? Pentru că nici nu am anunțat general, gen să postăm că este fetiță sau băiat sau ce este. Am spus doar familiilor, persoanelor foarte, foarte apropiate și cam atât. Și tocmai de asta nici n-am mai făcut nebunia asta cu baloane, cu stai că e verde, stai că e mov, stai că e albastru, stai că ce-o mai fi. Când am fost să vedem ce este, am fost eu cu soțul meu, așa că n-am mai fost așa o nebunie pentru toată lumea. Bineînțeles că fiecare din familie noastră își dorea ceva anume sau, mă rog, poate au fost și indiferenți la sexul copilului, dar până la urmă important este să fie sănătos, sănătoasă și atunci nu mai contează ce este, că este tot al nostru. Revenind și la partea asta cu sexul copilului, am tot văzut tot felul de filmulețe pe paginile media, ca să zic așa, pe site-urile media, pe tot ce se promovează în ziua de astăzi, care nu știu dacă ar trebui neapărat să se promoveze sau mă rog, în care ea își dorea foarte mult băiat și avea o fetiță sau invers. Ea își dorea foarte mult fetiță și el își dorea băiat și... Când s-a aflat, s-a făcut o petrecere, s-a făcut o nebunie, toată lumea cu baloane, cu 100.000 de culori, cu așa mai departe. Și spre surprindere a fost fetiță. Ea super mega încântată și el trântea, spălgea și făcea tot felul de chestii. Adică nu mi se pare ok, până la urmă e tot copilul tău, indiferent de ce ți-ai dori. Să nu crezi că dacă este băiat, are mai multe avantaje sau, nu știu, dezavantaje sau invers. Dacă este fetiță, la fel. Cred că balanța este între și între, adică... Nu știu ce să zic, eu văd lucrurile altfel, tocmai de asta nici am avut pretenție. Și acum să vă spun. Vă spun sau vorbesc chiar o... Pentru că suntem spre sfârșitul vlogului și vreau să anunț sexul bebelușului ca să mă scap de o grijă. Pentru că nu că mă simt datoare față de voi sau așa, dar doar că primesc foarte, foarte multe întrebări și foarte multe persoane își dau cu presupusul, iar mie nu-mi place chestia asta, adică indiferent de ce ar fi, bineînțeles, când s-a aflat că sunt gravidă, toată lumea a zis, mamă, o să fii mamă de băiat 100.000, o să fii mamă de fată 100.000, adică părerile erau împărțite. Și atunci, nu știu, de multe ori am preferat să evit să dau un răspuns. Am preferat să fac vlogul ăsta ca să răspund pentru toată lumea, ca să nu mai stau să scriu în privat la fiecare, pentru că sunt multe mesaje și cum sunt și eu o fetiță gravidă, așa, mai am și treabă pe acasă și uite, mai am și o floare care se usucă și așa mai departe și 10 câini la care trebuie să le dau de mâncare, le fac curățenie și multe, multe chestii de făcut într-o casă. Am preferat să fac un vlog parțial.
Dragii mei, dragele mele, pentru toți, toate cele care m-ați întrebat ce este bebelușul și care mi-ați dat sute de mii de idei și de mesaje de tot felul de chestii și mi-ați pus tot felul de întrebări, vreau să vă anunț că pe această cale, dacă mi-ar sta cămașa, ar fi și mai bine, dar nu mai contează, să vede ce trebuie, e ce trebuie. Vreau să vă anunț că sexul bebelușului, și acum să facem aia, boy girl, nu. Vreau să vă anunț că, tobe, tobele, da. Toată lumea a zis că este băiat și că o să am băiat. De la început fetele mi-au pus sare în cap, mi-au pus nu știu ce, cu nasul, cu gura, cu eu mai știu ce, tot felul de superstiții, ca să zic așa. Prietena mea cea mai bună, Lia, mi-a zis că sunt mamă de băiat. Prietena mea cea mai bună, toate prietenele mele, mi-a zis că sigur este băiat, că nu știu ce, că nu știu ce. Foarte puțină lume mi-ar fi spus că este fetiță. În schimb, vreau să vă anunț pe această cale că bebelușul, de fapt, bebelușa, da, vreau mesaje pentru că este fetiță, deci it's a girl, da, așa că stați liniștite, știți, nu știu ce să vă zic mai mult de atât, pentru că nu are rost să continui cu subiectul ăsta, am vrut doar să vă spun chestia asta, pentru că până acum am evitat și bine, aș fi vrut să evit mai mult chestia asta, dar am preferat să o spun pentru că la un moment dat ajunge aici, știi? Și atunci cel mai bine e să te eliberezi și să scapi. Și atunci, da, o să avem o fetiță frumușică, foc, măricică, sănătoasă. Ce să vă zic, celor care încă sunteți gravide, pentru că mi-ați dat câteva mesaje și am primit câteva mesaje de la fetele care sunt gravide cam în aceeași perioadă cu mine sau, mă rog, în perioada asta, să aveți grijă de voi, nu știu, eu n-am avut probleme deocamdată, mulțumesc lui Dumnezeu, ce-mi doresc eu mie, vă doresc și vouă și niște bebeluși sănătoși. Încă un subiect pe care o să-l dezbatem data viitoare este numele bebelușei, pentru că suntem într-o dificultate majoră de asta de ultimul grad, nu știm de capul nostru și nu știm ce nume o să-i punem copilului și nu știu, am făcut 10 liste și nu ne place niciun nume și nu mă gândeam că este atât de complicat să pui numele unei fetițe în viața mea. Dar ăsta este un alt vlog despre care o să vorbim, chiar o să fac un Q&A și o să stabilim mai mult sau mai puțin, vedem, poate o să fac un vlog în care o să apară și soțul meu sau sora mea sau amândoi, în care o să vorbim despre asta. Deci nu uitați, vreau să vă mai răspund o dată la întrebarea asta, să știți că da, sunt gravidă în 6 luni, pentru că foarte mulți îmi dați mesaje, pot să vii la nu știu ce eveniment, nu pot să vin că mai am puțin și nasc, în fine, asta nu e vina nimănui. Like și subscribe pe canalul meu de YouTube și revenim cu vloguri în legătură cu numele bebelușei, pentru că încă ne stresăm pe baza asta, nu știm ce și cum, dar ne gândim la ceva frumos. Vă pup!